Nisifor Gibu, 31 mai 1883, 3 octombrie 1972. Doctor în pedagogie, politician, membru corespondent al Academiei Române, un adevărat cronicar al Basarabiei, neobosit luptător pentru drepturile și unitatea poporului român, Onisifor Gibu a fost unul dintre participanții importanți la realizarea Marii Uniri de la 1918. 12 martie 1917, 3 aprilie 1917. Pe 12 martie 1917, împreună cu familia, vine la Chișinău. A doua zi participă la prima întrunire a basarabenilor care puneau în discuție necesitatea creării unui partid politic. Colaborează la fondarea Partidului Național Moldovenesc, intuind perfect că Revoluția din Rusia deschide posibilitatea transformării Revoluției Sociale într-una națională, când se cer drept naționale, autonomie teritorială, școală, armată, pe principiul național. Septembrie-noiembrie 1917. Onisifor Gibu este cel care aduce în Basarabia prima tipografie cu alfabet latin, care scoate de sub tipar manuale, cărți și ziare. A contribuit la apariția câtorva publicații importante, precum Școala Moldovenească, unica revistă pedagogică în perioada Primului Război Mondial, Ardealul. A fost unul dintre artizanii fondării și organizării forului legislativ convocat în prima ședință pe 21 noiembrie. În prima ședință a Parlamentului, el ia cuvântul și vorbește despre legătura care există între Ardeal și Basarabia, între similitudini care există în aceste două mari provincii. El consideră că acest prim Parlament este foarte important, pentru că la 24 ianuarie 1918 el votează independența Basarabiei, deci unul din punctele cheie pentru viitorul acestei provincii, iar la 27 martie votează unirea cu România. Onisifor Gibu, revista Transilvania, decembrie 1924. Dacă în Transilvania și în Bucovina trăia gândul că odată și odată ele se vor uni cu România, trebuie să recunoaștem că aproape nimeni nu credea în învierea Basarabiei, care era socotită pentru vecie pierdută în brațele colosului de la răsărit. Cei 100 și mai bine de ani de apăsare rusească se părea că stinseseră acolo orice urmă de conștiință românească, fără vreo nădejde de întremare. Martie-decembrie 1918. Pe 27 martie 1918, când sfatul țării votează unirea cu România, Onisifor Gibu era în sală, așa cum a fost prezent și pe 27 noiembrie 1918, când același parlament votează unirea fără condiții, fotografiindu-se împreună cu deputații sfatului țării. După Marea Unire de la 1 decembrie, Onisifor Gibu revine la Cluj. Este numit șeful instrucțiunii publice din Ardeal, fiind ales deputat în Marea Sfat al Transilvaniei. Participă la fondarea Universității din Cluj, unde activează în calitate de profesor universitar. Din ziarul România, articolul România Nouă. Îngerul limitei plutește peste sufletul Basarabiei. Școli românești s-au deschis pretutindeni și învățăceii umplu camerile dornici de fagurii graiului românesc. Luminătorii Basarabiei sunt profesorii, învățătorii, preoții și studenții ardeleni, bucovineni. Sufletul mișcării acesteia rodnice este profesorul Onisifor Gibu, Nicolae Beldiceanu. În 1945, după instaurarea forțată a regimului comunist în România, pentru activitate naționalistă și antisovietică, este arestat și dus în lagărul de la Caracal, unde a stat 222 de zile. 10 decembrie 1956. Este arestat din nou și condamnat la 5 ani de închisoare corecțională după ce pe 31 octombrie 1956 adresează un memoriu conducătorilor URSS, Nikita Hrușciov și Nicolae Bulganin, în care le vorbește despre necesitatea restituirii Basarabiei, nordului Bucovinei și a ținutului Herța, anexate de sovietici. În 1958 este grațiat. A fost eliberat la sugestia lui Petru Groza, care îl știa pe Gibu din perioada 1918 și aprecia munca făcută de el în Basarabia și în Ardeal. Și fiind chiar pe patul de moarte, Petru Groza a insistat ca Gibu să fie eliberat.
1958-1972. Exclus complet din viața publică, continuă să scrie, lăsând în urma sa 10.000 de pagini de manuscrise. La 31 octombrie 1972, la Sibiu, inima lui Onisivor Ghibu a încetat să bată. A fost înmormântat de familie la cimitirul municipal din Sibiu.